Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în care încercăm să cunoaștem mai bine a doua Românie. România celor care simt și trăiesc românește în diferite colțuri ale lumii. România este sunetul lui. A purtat acest sunet cu mândrie, dar și cu smerenie, timp de peste 35 de ani în țările Europei, în America de Nord și de Sud, în țările arabe și în Japonia, unde a ținut adevărate pledoarii pentru Nai și pentru România. Recent, sunetul Naiului său s-a auzit în Belgia și în Italia, unde a avut un turneu dedicat, desigur, României. Marele artist Nicolae Voiculeț se află în studioul nostru. Bună seara! Bună seara. Bine ați venit la TVR Internațional! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și bine ați venit acasă, bine ați revenit acasă, de unde nu ați plecat de fapt niciodată cu sufletul, așa cum frumos spuneți de fiecare dată. Și cu inima și cu sunetul și cu amintirile, cu nimic n-am plecat de acasă. Iau casa cu mine de fiecare dată. Aveți acest privilegiu ca prin Nai și prin muzică. Prin sunet și prin muzică să iau România cu mine. Peste tot. Spuneți de altfel foarte frumos, România este sunetul meu, am simțit asta încă de când m-am născut, prin ceea ce am moștenit din familie, în special de la tatăl meu care a fost preot. Dar care sunt cele mai puternice amintiri, nu neapărat sunete, pe care le aveți din copilărie? Momentele când nu aveam nimic sunt cele mai puternice, dar și cele mai plăcute. De ce? Pentru că, de fapt, atunci când nu ai, se pare că ai foarte mult. Ai iubire, ai milă, ai părinții și l-ai pe Dumnezeu. Când începi să ai, ușor, ușor, toate aceste valori inimaginabile ale vieții noastre se despart de noi și dispar ușor, ușor. Ați urcat pe scenă la o vârstă fragedă, la numai 5 ani, tot sub îndrumarea tatălui dumneavoastră, deși atunci nu vă doreați acest lucru, nu v-ați înțeles menirea de la bun început. Eram prea mic ca să înțeleg ce urma și mi-amintesc cu bucurie. Era o doamnă de televiziune, pentru că suntem la televiziunea română, cu care am lucrat, aveam 6 ani jumătate, se numește Erica Petrușa. Făcea emisiuni de copii și veneam aici, cântam la 6 ani, la 7 ani, cu cei mai mari muzicieni ai României, cu cei mai mari dirijori, de la Budișteanu până la Paraschiv Oprea. Am trecut pe lângă studioul Tudor Vornicu. Da. Chiar și cu dumnealui am lucrat, mi-aduc aminte. Minunat! Da. O experiență la care, cu siguranță, alți copii ar fi tânjit. Și ar fi dorit această experiență mulți. Probabil. Dar dumneavoastră ați conștientizat mai târziu. Da, da. Când ați simțit că vă identificați cu Naiul? Naiul a început să-mi dea speranță cel mai mult atunci când a trebuit să plec din țară. Și acela a fost un moment când într-adevăr a devenit prietenul meu și însoțitorul meu de drum. Spuneți de altfel despre Nai că nu este un instrument, este altceva, un dor. Este un dor și este o cruce. Acum ceva vreme s-a întâmplat la mănăstirea în timp să mă văd cu o măicuță. Și am stat mult de vorbă. M-am confesat mult, mi-a plăcut mult. Și am spus că mi-aș dori ca în spatele Naiului să am desenat o cruce, acolo unde nu se vede, exact la inima mea, pe spatele Naiului. Și mi-a zis, nu, nu trebuie. Și am întrebat, cum, de ce? Și ea mi-a spus, pentru că chiar el este crucea ta. Nu doar cântați și vorbiți despre dor, ci știți foarte bine ce înseamnă dorul, pentru că, așa cum spuneați, ați trăit o perioadă în afara țării, în America. Dar și înainte de asta, când eram aici la București, venind de la Sinaia, tot timpul îmi era dor de părinții mei. Stând la cămin, la internat, la George Enescu, și schimbând atâtea zeci de gazde, până în clasa 12, aveam un dor inimaginabil. După care dorul s-a continuat.
am plecat tocmai în America. După care, turneele mondiale. Am trăit într-un dor mare și acum este veșnic și etern, pentru că ei nu mai sunt. La Chicago ați înființat în 1991 prima școală de nai. Ce v-a motivat atunci? De ce ați simțit că trebuie să faceți asta? Această iubire pentru, pe care o aveam pentru nai și pentru țară și pentru părinți și pentru toate amintirile mele. Și pentru că, într-adevăr, împărtășind, primești. Și mi-am dat seama după ce am început această idee de a deschide o școală și de a avea elevi și de a împărtăși din codurile și arta naiului. De abia atunci mi-am dat seama cât de valoros este naiul. Și ați reușit să le transmiteți, iată, și altora aceste taine, așa cum reușiți de 35 de ani să împărtășiți toate aceste trăiri, toate aceste sentimente celor care vă ascultă și românilor din toată lumea. De pretutine. Și vreau să ne povestiți cum sunt întâlnirile cu românii care trăiesc departe de România. Cum le simțiți? Sunt niște pansamente mici, sunt emoții mari, sunt îmbrățișări, lacrimi și bucurie. Este un amalgam, un amestec din toate aceste stări, pentru că ei cunosc ce înseamnă dorul, ce înseamnă renunțarea, ce înseamnă libertatea, ce înseamnă capitalismul, ce înseamnă să-ți lași familia, copiii, să muncești, să fii la înălțime, să fii în formă, să toată această mișcare și nevoie permanentă de a supraviețui, de fapt, dar departe de casă. Oricât de bine ar fi și oricum ar fi de stabilizați acolo unde sunt ei, visul lor este unul singur, să se întoarcă acasă. Ați cântat alături de mari personalități, ați cântat pentru case regale, ați cântat în muzee, în palate, dar și în biserici, în mănăstiri, chiar la Muntele Athos. Știu că ați avut o experiență extraordinară. A fost o experiență unică. Am fost norocos. Cred că mă iubește mult Dumnezeu. Pentru că în Muntele Athos, cum spuneați, nu s-a cântat niciodată cu un instrument de când este Sfântul Munte. Nu e o laudă asta, dar s-a întâmplat. Și dacă tot ați spus, am să vă povestesc că acest lucru s-a întâmplat chiar la Muntele Athos, în mănăstirea Vatopedu, care este oarecum un centru important al tuturor mănăstirilor din Sfântul Munte și nu oriunde, chiar în altar. Am fost invitat să-l cunosc pe Părintele Stareț Efrem și chiar acolo în altar mi-a spus să cânt. Un moment care cu siguranță v-a rămas în amintire, dar nu e singurul, bănuiesc, cred că ați avut numeroase asemenea întâlniri, asemenea concerte care v-au marcat, care v-au rămas în amintire. Cu ele mă hrănesc, ele îmi dau speranță și forță pentru ceea ce fac azi, mâine și în viitor. Ați și colaborat cu mari orchestre ale lumii, cu orchestrele filarmonice din Viena, din Stockholm, din Praga, multe altele. Ce au însemnat aceste întâlniri pentru cariera dumneavoastră, pentru artistul Nicolae Voiculeț? Sincer, am să vă spun ceva. Nu prea m-a interesat cariera mea. M-a interesat cam de 20 de ani să-mi slujesc țara și poporul. Și asta ați transmis într-adevăr în ultimii ani. Ați făcut foarte multe concerte caritabile și susțineți că artiștii ar trebui prea puține să facă asemenea evenimente. Poate au fost evenimente. Multe, dar prea puține. Consider că un artist, prin harul pe care îl are și acest dar pe care îl are de la divinitate, de la Dumnezeu, el trebuie să dăruiască celor în nevoie, celor care au într-adevăr mare nevoie de acest. O să am acum, peste două zile, un concert de strângeri de fonduri pentru un copil, un băiețel de 8 ani, care are o boală foarte rară și are mânuțele lipite și se numește Emanuel.
nu întâmplător, Emanuel. Îi invităm pe cei care ne urmăresc să vă fie alături. Pe pagina alături. Mea de Facebook și peste tot. Știu că răspundeți de câte ori aveți ocazia unor asemenea nevoi. Cu mare drag și mare bucurie de fiecare dată. Vorbeam despre faptul că ați ales să vă slujiți țara și tradițiile și valorile și știu că ați fost ambasador al turismului românesc, poate nu toată lumea știe, dar Nicolae Voiculeț a compus muzica filmului de promovare a României. Cum au fost primite toate aceste mesaje pe care le-ați transmis? Știu că de 7 ani România nu a mai avut un video de prezentare a turismului românesc și, în general, un videoclip al de prezentare al României. Și atunci când mi s-a propus de către ministrul turismului ca împreună cu Elie Năstase să fim parte din acest proiect, am acceptat cu o mare bucurie și onoare, evident, și am realizat un videoclip care circulă peste tot în lume și promovează inegalabila frumusețea României, pe care mulți, din păcate, nu o cunosc, pentru că nu avem motoarele necesare nici până astăzi de a promova ce avem, din păcate. Anul trecut ați lansat un proiect foarte amplu, intitulat România 100, și care a cuprins 3 mari turnee. Da. Și vă rog să ne povestiți dumneavoastră despre ele. DOR s-a intitulat primul. DOR, D-O-R, Dumnezeu ocrotește România. Întoarcerea acasă. Marea majoritate a concertelor au fost în sate, 100 de sate cu însemnătate. Pentru că România are peste 13.000 de sate și doar 300 de orașe. De fapt, eu și sunt ambasadorul turismului rural. Și este o mare bucurie și iarăși o mare onoare, pentru că am avut acest privilegiu să cânt în satele românești. Nu există sat să nu aibă eroi, martiri. Nu există sat să nu aibă oameni care s-au luptat pentru libertatea acestei țări. Pe care este nedrept să-i uităm. Întoarce-te acasă a fost un alt turneu și Rămâi român. Și Rămâi român. Au fost concerte în străinătate, pentru diasporă, la Paris, la Berlin, la Londra. Am avut o activitate cât am putut, cât ne-a putut duce puterea și inima. Și ați transmis aceste mesaje peste tot, așa cum o faceți în fiecare an și de Ziua Națională a României. Anul acesta ați sărbătorit Ziua României la Dubai, dacă nu mă înșel. Da, am fost la Dubai. Chiar vreau să îi mulțumesc doamnei consul general Teodorovici, pentru că m-a invitat într-un cadru atât de special. Și la concert au participat oameni de o înaltă ținută a Emiratelor, după care, evident, după cum toată presa din România știe, a luminat cea mai înaltă clădire a Pământului cu drapelul României. României, așa este. Iar acum ați revenit tot dintr-un turneu dedicat României în Belgia și în Italia. Ați cântat la Parlamentul European, dar și la Torino, la Florența. Într-adevăr, a fost un concert foarte, foarte special la Bruxelles. Nu a fost într-o sală de concert, a fost pe unul dintre holurile Parlamentului, care vreau să vă spun că s-au umplut la maxim. Și în momentul în care făceam probe de sunet, erau, de fapt, se blocase holul. Atâți oameni erau. Și primul care a venit la mine este președintele Băsescu. A auzit naiul și a venit direct și a zis: n-am înțeles ce se întâmplă aici în Parlament, se aude peste tot un nai. Mi-am imaginat că ești tu. Da. Foarte frumos. Experiențe minunate pe care cu siguranță le-ați trăit și în Italia. Da, la Torino la fel. O salut pe doamna consul general pentru invitație și pentru momentul extraordinar pe care l-a realizat la cel mai
frumos și special hotel, care de fapt este o clădire a Torinului foarte specială, patrimoniu UNESCO. A fost un moment colosal atunci când toți românii împreună cu italienii au făcut o mare horă în acest ballroom al acestui Il Principe di Piemonte, acest hotel extraordinar. Emoționant, foarte emoționant. Dar am avut un concert și la Târgu Secuiesc. Tot de ziua României. În inima României. În inima României. Merg, este al doilea an când merg și de 1 decembrie îmi rezerv timpul și programul de a fi cu acei 500 de români din inima României, din Covasna. Și ei apreciază cu siguranță acest lucru. Așa cum reveniți cu plăcere, de câte ori aveți ocazia, în Basarabia, și știu că pregătiți acum un concert de colinde la Chișinău, în sala mare a Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, pe 17 decembrie, la ora 18:30. Ce vă leagă de Basarabia? Mă leagă ceea ce sunt și suntem. Mă leagă limba, mă leagă istoria și România. Mă leagă tot, pentru că Basarabia e România și noi toți suntem români, oriunde am fi. Și pentru că ne aflăm în această perioadă, ce înseamnă sărbătorile de iarnă pentru dumneavoastră? Cum le petreceți? Pentru mine sărbătorile de iarnă înseamnă un singur lucru. Nașterea lui Hristos. Și mi-aș dori ca toți cei care trăiesc departe de casă și de familiile lor, să nu uite niciodată că Dumnezeu există. Și să nu uite niciodată de unde au plecat. Pentru anul următor, ce vă doriți? Pace, bucurii și multe concerte caritabile. Mi-aș dori să fac mult mai multe concerte caritabile. De fapt, aș vrea să fac numai concerte caritabile, dacă s-ar putea. Vă dorim să vi se îndeplinească toate aceste dorințe și vă dorim sărbători cu pace și iubire și vă mai așteptăm cu drag la TVR Internațional și altă dată. Vă spunem în continuare povestea de viață impresionantă a unui român care a avut șansa de a lucra alături de unii dintre cei mai mari regizori și actori ai lumii. Născut și crescut în România, într-o familie de artiști de circ, Daniel Berquini este un nume respectat în lumea cinematografiei, în care a lansat multe vedete neobișnuite. La doar câțiva kilometri de Roma, dar departe de jungla urbană, într-un spațiu în care cândva nu era nimic, dacă ai parte de îndrumătorii potriviți, poți avea surpriza de a te întâlni cu numeroase vedete de cinema. Și nu pentru că la Aprilia s-ar desfășura vreun festival de film, ci pentru că aici se află Hollywoodul animalelor, creat de un român. Zoo delle Star numesc italienii acest colț de paradis în care poți să întâlnești tigri, lei, leoparzi sau cimpanzei care au jucat în sute de filme sau reclame TV. Vedeți, cimpanzeul care stă în mijloc se cheamă Tanga, a făcut foarte multe filme, între care și filme cu Adriano Celentano, cu De Sica, Boldi, multe publicități. Ei sunt cei mai bătrâni în zoo la mine aici. Îi am de 44 de ani. Cimpanzeii trăiesc ca oamenii primitivi, ajung 45 și 50 de ani. Că e ce? Cosa ce? Cosa ce? Si, amore, si. Poate că Daniel Berquini vorbește în italiană cu prietenii săi din alte specii, dar este român până în măduva oaselor, deși a părăsit România în urmă cu aproape 50 de ani. Face parte dintr-o veche familie de artiști de circ, ajunsă prin copiii lui Daniel la a cincea generație. Eu când am deschis ochii prima dată, în o caravană, noi spunem vagon de circ, dormeam în timpul ăla, dormeam, jumate era pentru familie și jumate era maimuțele. Deci eu sunt născut cu maimuțele și fata mea, ultimul copil, și ea e crescută tot cu animale.
Să stai cu animale, să trăiești cu animale, e un lucru extraordinar de plăcut. Eu când plec pentru alte afaceri afară, de-abia aștept să mă întorc să stau cu animale. Eu stau zile, zile întregi și mă uit la ele. Eu le iubesc, pentru că animalul nu își cere nimic în schimb. Numai iubirea, sufletul, nu te trădează, nu-l interesează dacă ești bogat, sărac. Important să stai bine cu el. Și asta pe mine mă liniștește foarte mult. N-aș putea să trăiesc fără animale, că nici tatăl meu și nici bunicul meu la fel erau. A plecat din România în anii 70 și a făcut performanță mai întâi în calitate de acrobat, apoi de dresor, cascador și actor. Tatăl meu era un mare dresor de animale în România. Eu am continuat meseria asta, dar am făcut-o în cinema. Și sunt aproape 40 de ani, 45 de ani, care eu am făcut istoria, ultimii 45 de ani, istoria de cinema italian, cu mulți actori italieni și străini. De la circ să fac filme, nu mi-a fost greu deloc. De fapt, foarte repede am ajuns la un nivel înalt. Am făcut de toate în cinema și aici, în Italia, dacă ești preparat bine, imediat ajungi la un nivel superior, un nivel mare. Și eu sunt de mulți ani la nivelul ăsta. A participat alături de partenerii săi necuvântători la realizarea multor filme de succes, precum Sandokan, Tigrul Malaeziei sau Bingo Bongo cu Adriano Celentano. Ne arată cu multă plăcere sutele de fotografii de pe platourile de filmare, împreună cu monștrii sacri ai cinematografiei, precum Kirk Douglas, Virna Lisi, Roberto Benigni sau Bud Spencer. Unul dintre cei mai mari regizori din lume, Fellini, el iubea foarte mult circul, pentru că în circ e real. Deci Fellini lua lumea după stradă și spunea, uite, treci acolo, întreabă-l pe ăla ceva, pormă, apleacă-te în jos, uite-te la ăla și pormă ieși afară. La unul care n-a făcut niciodată actor. Și persoana aia făcea natural treaba asta. Cinema trebuie să fie natural, nu teatral. Că dacă ești teatral, nu mai ești bun. Am înțeles. Ați lucrat și cu Fellini? Cum nu? Am făcut Ginger Fred. Era un clown în film. Și cu toate astea, cel mai bine se simte între vedetele sale de la zoo. Știe că secretul succesului său vine din încrederea pe care le-o transmite animalelor și din respectul reciproc. Nu întâmplător a câștigat și încrederea statului italian, care l-a numit custode judiciar și îi încredințează animale maltratate. Este cazul acestor macaci, salvați dintr-un laborator de cercetare, sau al Elsei, prima leoaică din lume cu lentile de contact. Leonesa asta, că se cheamă Elsa, a venit în parc la mine aici, era mult mai tânără, vedea, avea un defect la ochi și era aproape oarbă. Și veterinarul meu, cu un grup de veterinari internaționali, i-am făcut operație. E prima operațiune în lume care i-am pus lentii fixe, lentile la ochi. Și acum vede și ne-a făcut pui. Și are prietenul ei, care se duce mereu la el, Elsa, ia spune tată, ți-am salvat viața. Și așa i-am salvat viața. A construit totul de la zero. Tot ce a câștigat din filme a investit în parcul zoologic pe care vrea să-l aducă la cele mai înalte standarde, pentru a le oferi cele mai bune condiții animalelor lui. Aici nu era un copac. Era, cum v-am spus, era o groapă de unde se lua pământ ca să facă cărămizi pentru case, pentru tot. Era o groapă. Și eu am făcut paradisul ăsta. De în fapt, câți ani ați construit? Trebuie să spun aproape 20 de ani. Vreau să construiesc un parc și mai mare. Vreau să fac un zoo safari. Mă interesează acum. E foarte greu, nu e ușor, dar o să, cred că o să reușesc. Dar ați făcut totul cu fonduri proprii, prin forțe tot proprii? Tot ce vedeți aici, cu munca mea, cu banii mei, nu m-a ajutat nimeni. Din contră, statul ar fi trebuit să mă ajute,
că le dau de mâncare la animale lor. Un tigru mănâncă 10 kg de carne pe zi. Nu ușor. Asta vreau să spun, nu ușor, dar e un efort, dar îmi place. Face totul din pasiune și a reușit chiar să reconstituie aici un colț drag din România tinereții lui. Aleea asta cu tei, copacii ăștia de tei. Da. Aici, cum v-am spus înainte, nu era nimic. Nimic, nimic, nimic. Absolut nimic. Nimic, era, nu era niciun copac. Viran. Dacă vă aduceți aminte, în București, în spatele circului, aleea Teiului. Sigur, zona Lacul Tei. Lacul Tei și... fosta mea soție, când eram finanțați, cum se spune, logodnici, eu mă duceam mereu la ea și într-o bună zi, când am trecut pe strada asta de unde erau tei, am simțit mirosul ăla de la floare de tei, care mi-a rămas imprimat, cum se spune, în minte. Și am vrut să construiesc aleea aia aici. Deci avem aleea teilor aici, în spatele circului. Exact, exact. Foarte frumos. Că, într-adevăr, e foarte frumos. Că știți ce se întâmplă? Când nu e public, eu și copacii sunt în floare, eu îmi pun hamac. Hamac, știți ce e hamac, nu? Dintr-un copac în altul și ziua dorm aici liniștit cu mirosul ăsta de tei, e fantastic. În toți acești ani nu a păstrat doar legătura cu România, ci și cu comunitatea românească din Italia, care l-a și răsplătit cu un premiu la festivalul Pro Patria, organizat de Asociația Română-Italiană cu același nume. Eu sunt român și niciodată nu o să uit limba românească. Am avut și am încă prieteni și colegi, eu țin contact cu toți. Sunt în Italia, dar sunt român. Și rămân român. Despre activitatea Asociației Culturale Ateneum din Düsseldorf ați aflat din emisiunile TVR Internaționale. Semnalăm acum o nouă inițiativă a organizației. Este vorba despre o conferință susținută de președintele Academiei Române, istoricul și profesorul Ioan Aurel Pop. Aflăm detalii din interviul realizat de Sandrino Gavriloaia. De curând, președintele Academiei Române, istoricul și profesorul Ioan Aurel Pop, s-a întors de la Düsseldorf, unde a ținut conferința Confesiune și Națiune în Transilvania Modernă. Întâlnirea cu publicul, români, sași, jvabi, dar și germani nativi, a avut loc la Muzeul Goethe, instituție găzduită de Palatul Jägerhof, un loc conectat în mod direct cu istoria României. Inițiativa acestei întâlniri aparține Asociației Culturale Ateneum din Düsseldorf. Conferința a fost susținută în limba română, dar a fost distribuit și un text în germană, iar prezentarea în PowerPoint a avut explicații în limba engleză. Ce impresie aveți după acest, probabil, prim contact cu orașul Düsseldorf? Da, într-adevăr, a fost primul contact. Impresia e copleșitoare, pentru că acolo funcționează de 10 ani o asociație culturală a românilor numită Ateneum și în fruntea ei sunt niște oameni de suflet extraordinari, în primul rând, doamna Grama Medilanski, care face cât o instituție. Am avut bucuria deosebită să fiu primit și să am legături acolo și cu autoritățile orașului, autoritățile germane, cu Inspectoratul pentru Cultură, cu primăria, cu muzee de acolo, cu Academia Landului și chiar cu Universitatea, ceea ce sigur că a fost nesperat, pentru că invitația era să mă întâlnesc cu această comunitate românească formată din intelectuali de prim rang care țin legătura cu țara și care sunt mereu interesați de aspectele și culturale din România. Invitația a fost să le țin o conferință. Tema mi-am ales-o eu, legată de niște fenomene interesante din Transilvania, de la reforma religioasă a lui Martin Luther, adică din secolul al XVI-lea, până la unirea românilor cu Biserica Romei în jurul anului 1700. Ca urmare, am prezentat câteva repere ale istoriei românilor din Transilvania de la 1500 până la 1700, cu imagini care cred că au făcut impresie deosebită. Oamenii și-au amintit de istoria noastră. Sesiunea a fost urmată de
o discuție cu participanții care au adresat întrebări, au fost de o căldură umană deosebită, cadrul era unul excepțional pentru că ne aflam în Muzeul Goethe cu expoziție permanentă și cu o expoziție temporară care punea în lumină modernitatea lui Goethe. Gazdele au fost extraordinare și cred că cumva ne-am atins scopul care a fost de a purta un dialog în lumea asta frământată în care trăim. Lipsa de dialog și de comunicare cred că duce la multe neînțelegeri. Am vorbit și despre România, și despre soarta românilor, și despre soarta istoriei românilor, despre felul cum e bine să ne prezentăm în fața Occidentului, în care știți că s-au creat de-a lungul timpului niște clișee privitoare la români. Am venit aici și ne-am amintit de anul 1866. Pe treptele acestea de jos se pare că a urcat Ion Ice Brătianu, adică primul dintre marii brătieni, frate cu Dumitru sau Dimitrie Brătianu, fruntaș de la 1848, care a venit să îndeplinească voia adunărilor ad hoc ale țării românești și Moldovei din 1857, când într-unul din cele 5 puncte ale rezoluției adunărilor ad hoc se cerea prinț străin dintr-o casă domnitoare a Europei, ai cărui urmași să fie crescuți în religia țării. Și comunirea era în pericol în 1866, s-a găsit soluția chemării prințului Carol de Hohenzollern Sigmaringen, care a făcut epocă, n-avea de unde să știe nici Brătianu și nici principele, în 1866, că Maria sa și apoi Majestatea sa avea să aibă cea mai lungă domnie din istoria tuturor domnilor noștri, cu un an mai mult decât Ștefan cel Mare. În același an, pronia cerească a vrut să se întemeieze Academia Română. Când Maria sa Carol a ajuns în țară, Academia era oficializată printr-o hotărâre a locotenenței domnești. Am avut destul în deceniile comuniste cezură și întrerupere între românii care trăiau în țară și românii care au fost obligați să trăiască în exil, cea mai mare parte a lor. Și atunci datoria noastră astăzi este să refacem această legătură, pentru că suntem un singur popor, oriunde ne-am afla. Mihail Cogălnicianu, la 1843, când a deschis cursurile Academiei Mihailene din Iași, spunea că pentru el patrie e toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Prin urmare, oriunde sunt insule de românitate, e câte o mică Românie. Și e foarte frumos să păstrăm aceste legături care ne țin împreună. Faptul că sunt români peste hotare, comunități românești peste hotare, parohii românești peste hotare, că și biserica și alte instituții ale statului îi organizează pe acești români ca să țină împreună drept comunități, este extrem de important pentru legătura pe care trebuie să o avem și pentru mesajul pe care acești români îl poartă cu ei. Pe de o parte, firește că regretăm scurgerea de creiere din țară și de forță de muncă, dar pe de altă parte, românii oriunde s-ar afla sunt purtătorii unui mesaj de specific național, de cultură românească, de limbă românească. Află străinii cine suntem, ce reprezentăm, se bucură mulți dintre ei și cred că mesajele pe care Academia Română se străduiește să le ducă din țară sunt importante tocmai pentru că Academia Română, când a fost creată în 1866 ca societate literară inițial, a fost gândită pentru toți românii. Academia a fost de la început a tuturor românilor, prin urmare e și o obligație de suflet a Academiei, de statut și de existență a ei să țină legătura cu acești români, să-i facă să se simtă bine ori de câte ori vin acasă și să-i facă să ducă cu ei mesaje. Noi trebuie să ducem cu noi cărți, să ducem mijloace moderne, digitale astăzi, pentru ca ei să-și poată prezenta țara de origine cu demnitate, cu onoare, cu bunătate și mai ales cu profesionalism.
credem că locul românilor e România. Să credem și noi că se va ridica cumva această țară dacă am urma măcar 10% din gloria înaintașilor despre care eu v-am vorbit. Vă mulțumesc! Deși ne aflăm în plin post al Crăciunului, ne permitem să vorbim astăzi despre gastronomie. Dar nu despre gastronomia clasică, ci despre una fantastică dezvăluită în romanele scriitoarei Doina Ruști. Dar și despre bucătăria literaturii rafinate, în care domnia sa este maestră. Bună seara, bine ați revenit la TVR Internațional. Bună seara, bine v-am regăsit. Și bine ați revenit acasă, pentru că ați fost în Spania, acolo unde romanul Mâța Vinerii, recent tradus și în spaniol, a fost prezentat publicului la inițiativa UNESCO, dacă nu da, mă înșel. Exact. A fost un eveniment de top, într-adevăr, traducerea romanului meu Mâța Vinerii, cu titlul Agata del Viernes în spaniolă, a prilejuit o serie de întâlniri cu cititorii din Spania și, bineînțeles, și prilejul de a vorbi despre mâncărurile românești, despre mâncărurile vrăjite, pentru că în Mâța Vinerii este vorba despre un bucătar care face o mâncare cu valențe vrăjitorești și nebunește Bucureștiul cu mâncărurile sale, printre care se numără și o prăjiturică cu trandafiri, o prăjitură care incită la râs, care aduce veselia într-un mod absolut bolnăvicios și care și constituie de altfel intriga romanului meu. Roman care pornește, roman din câte am înțeles, de la o faptă reală. Care pornește, da, de la o faptă reală în Bucureștiul anului 1798. O femeie foarte bogată din București, anume Caterina Greceanu, are un bucătar pe care îl dorește toată lumea și pe care voievodul însuși îl ia la un moment dat la palat, iscând un scandal monstruos, pentru că acest bucătar era sclav, era proprietatea Caterinei Greceanu, și de aici s-au născut o serie de documente care au ajuns până la mine și de la care pornește romanul meu. Romanul este într-adevăr un fel de rețetar, o poveste fantastică în Bucureștiul sfârșitului de secol 18. Și aceasta și prilejuit în Spania, de fapt, o discuție care m-a flatat și mi-a plăcut atât de mult, o discuție despre tipul de fantastic din Mâța Vinerii în legătură cu fantasticul lui Cervantes. Am avut privilegiu să-l întâlnesc pe Manuel Rico, care este un distins poet contemporan și totodată este președintele Asociației Scriitorilor din Spania. Și alături de el au venit mai mulți profesori de la Universitatea din Madrid, printre care și José Manuel Lucía, autorul unei splendide monografii Cervantes. Prilej pentru a intra, de fapt, în discuția despre fantasticul de acest tip, fabulos și totodată demontat prin intervențiile lui Sancho Panza. Și da, avem și imagini de la această întâlnire de la Madrid, organizată, dacă nu mă înșel, cu sprijinul Institutului Cultural Român de acolo. Chiar aș vrea să-i mulțumesc pe această cale Mariei Pop, care a fost, de fapt, arhitectul acestei întâlniri. Și alături de mine acolo în imagine este și Enrique Nogueras, prietenul meu și traducătorul cărții, profesor de limbi neoromanice la Universitatea din Granada. Apoi am fost la Granada, deci după Madrid, după această întâlnire, am fost la Granada, unde am avut o întâlnire la Centrul Cultural Federico García Lorca. Iată. Un centru Granada, foarte modern, care a fost desemnat oraș al literaturii de către UNESCO. Da, și unde UNESCO a organizat o serie de lecturi, de întâlniri cu scriitori europeni, printre care m-am aflat și eu. Și de asemenea am cunoscut multă lume acolo. A fost o întâlnire foarte caldă, cu discuții și despre rețetele din Mâța Vinerii și despre tipul de fantastic. Am cunoscut-o însă și pe scriitoarea
Ioana Gruia, o scriitoare spaniolă, de limbă spaniolă, dar de origine româncă, de mare succes în Spania, premiată și foarte bine cotată, și m-am bucurat să o cunosc. Îmi imaginez că traducerea nu a fost ușoară și îmi permit să citesc un fragment. Friptura trebuie să o mângâi, cu ciorba trebuie să vorbești, dulciurile au nevoie de corconeală ca un copil, iar mezelicurile trebuie împodobite și bibilite ca o mireasă. O provocare pentru un traducător, îmi imaginez. Da, am auzit multe cuvinte de laudă la adresa acestei traduceri. Enrique Nogueras nu numai că este un rafinat intelectual, fiind profesor al Universității din Granada pe, ți-am zis, limbi romanice, bun cunoscător al evului mediu și al Europei în general, dar este și poet. Și talentul lui literar a contribuit din plin la această variantă de la Esdrahula Ediciones din Granada, pentru că editura este în Granada. Da, nu este singura traducere a romanului, a fost tradus în germană, maghiară, da, spaniolă, chiar și în chineză parțial. În chineză, da, acum se definitivează traducerea integrală a romanului și urmează să apară în engleză, la Londra, și abia aștept această variantă, probabil că va ușura mult accesul meu la toate structurile literare la care aspiră un scriitor de talia mea. Da, mult succes vă dorim în continuare. Revenind la această carte care, despre care spuneți că este și un rețetar, pe de altă parte, nu vă prea plac rețetele. În literatură, de exemplu, știu că nu da, a creat romanul istoric, de exemplu. Da, bineînțeles, chiar mi se pare așa un lucru facil și nu-mi plac monografiile, nu mi se pare o muncă de creație. Și sfătuiți pe tineri să nu urmeze nicio rețetă. Da, și să nu urmeze niciun fel de rețetă, e adevărat. Să nu meargă pe subiecte de-a gata, să creeze subiectul pur și simplu pornind de la o emoție, de la o stare, de la o întâlnire capitală, din acele spații, de fapt, în care se naște de obicei personajul, pentru că el este cel care generează o lume în jurul lui. Și după aceea totul devine foarte ușor. Personajul poate fi uneori chiar un spațiu, o regiune, un loc, un loc din București. În cel mai nou roman lansat de dumneavoastră, Homeric, Cotroceniul este personajul principal. Da, pădurea, așa fostă este? Pădurea Cotrocenilor până la Gorgan, până la zona asta de vis-a-vis de Cismigiu, unde se află și astăzi Marele Gorgan, plin de mistere și într-un fel reper pentru geografia mitică a Bucureștiului. Da, Cotroceniul cel atât de râvnit astăzi și care nu era decât o pădure tenebroasă, după cum află cei care citesc acest roman, care cuprinde și o hartă foarte, foarte interesantă. De ce este Homeric un roman cu totul diferit de celelalte, din punctul dumneavoastră de vedere? Este un roman fantastic, într-un stil pe care eu acum l-am încercat și de care sunt încă foarte încântată, pentru că merge pe un fel de anatomie a personajelor, pornind de la prezentarea lor, de la avansarea spre o poveste, apoi spre ascunzișurile acestei povești, ca în ultimă instanță, de fapt, să fie vorba despre povestitor, despre narator, despre o istorie în care se răstoarnă lucrurile în momentul în care naratorul devine, de fapt, personajul principal. Este o carte despre oamenii marginalizați. E adevărat, este vorba despre oamenii care tânjesc spre iubire și know-how, care vor să fie în centrul lumii și există obstacole, dar totodată este și o carte despre Homer, așa cum zice și titlul, despre această nebunie care ne anunță că e momentul să ne întoarcem la acel timp aurit când numele nu conta, când poetul era anonim și când lumea, de fapt, nu era preocupată de sine și de imaginea sa pusă pe zidul măcelăriei, așa cum se întâmplă în prima parte a romanului, când pictorul Pantelimon
face o afacere din a-i picta pe oameni și a-i pune la vedere pe zidul măcelăriei, evident contra cost. Foarte interesant și apropo de vanitate, am reținut ce ați spus la un moment dat. Uneori scrisul vine din speranța că vei găsi aliați, alteori e doar rezultatul unei vanități fără margini. Se pare că ați reușit să găsiți foarte mulți aliați și în multe locuri din lume. Cum mențineți legătura cu ei și ce faceți pentru a atrage mai mulți? Da, asta este un secret. Nu mă gândesc că e mai bine să nu-l dezvălui aici, pentru că de fiecare dată legăturile dintre oameni sunt motivate emoțional și țin de conjuncturi, țin de farmecul personal și, de ce să nu spun, țin de fapt de bagajul intelectual al fiecăruia, pentru că este extraordinar de reconfortant în lumea noastră de astăzi să găsești pe cineva, știi, cum se zicea în epopeea lui Gilgameș, pe măsura creierului tău. Știu că nu vă place să vorbiți despre proiectele la care lucrați, dar ne puteți spune măcar dacă este vorba despre un nou roman, un scenariu de film sau poate un documentar? Nu. Încă nu, este mult prea devreme. Pot să spun că mă gândesc la 8 romane. Asta este tot ce pot să spun acum. Mulțumim foarte mult și vă așteptăm să vorbim despre fiecare pe rând atunci când va veni momentul potrivit. Până atunci vă dorim să aveți parte de sărbători minunate și de la fel de multă inspirație și de acum înainte. Tuturor un Crăciun cu fapte homerice. Mulțumim la fel. Experiența lui de viață seamănă cu a multora dintre românii plecați. Drumul spre succes a fost presărat cu multe greutăți, dar a învățat din fiecare experiență. Acum deține cel mai mare service auto românesc din capitala Italiei și se consideră un om împlinit. Liliana Văduva și Claudiu Petringenaru vă prezintă povestea de viață a lui Eugen Mandanac. Milioane de români se află în căutarea unui trai mai bun în afara cotarelor țării. În vreme ce unii pleacă, doar temporar, la muncă, în străinătate, alții aleg să se stabilească acolo definitiv. Cei mai norocoși dintre ei își deschid chiar propriile afaceri, pe care le conduc cu succes și aduc plus valoare în statele de adopție. Povestea de astăzi începe în Ciampino, provincia Roma, la autocaroțeria Mandanac. Aici l-am cunoscut pe Eugen. Eugen Mandanac. Un personaj fascinant. Unul cu mentalitate 100% italiană, dar cu suflet 100% românesc. Experiența lui de viață seamănă cu a multora dintre românii plecați. Însă, drumul spre succes a fost presărat cu multe greutăți, care l-au făcut pe Eugen să vadă lumea cu alți ochi. La început eram foarte puțini români aici la Roma. Cred că chiar în 93, când am venit eu, erau în jur de 30-40 de persoane. Povestea lui de viață despre primii pași făcuți pe tărâm italian este reală, dar fantastică. O poveste de supraviețuire palpitantă, plină de necunoscut, dar și de curaj. Viața luată de la capăt, departe de cei dragi și de locurile în care s-a născut, nu a fost ușoară. A luptat din răsputeri să se adapteze, iar integrarea a fost o mare provocare. Au trebuit să treacă luni bune până când a putut să trimită ceva bani acasă. Ca să facă economie, mânca gratuit la organizațiile caritabile din Roma. Nu știam pe vremuri că Caritasul este un ajutor al fraților catolici, al bisericii catolici. Păi încet încet mi-am dat seama că ei ajută mereu emigranții străini, cei care n-au casă, n-au unde să mănânce. La început făcea, nu te întreba de unde vii, ce faci. Se făcea o teseră cu poza, cu imaginea. Cu tesera asta, adică cu legitimația asta, intrai la masă, dar nu aveai voie să lipsești. Dacă, de exemplu, într-o zi nu te prezenteai la masă și îi spuneai aseară sau ieri sau azi dimineață am mâncat la un prieten. Zice, dacă ai găsit un prieten, ai găsit un tesoro, adică ai găsit o comoară. Du-te și mănâncă acolo, lasă locul la alții. Deci nu puteai să profiți. Au urmat ani grei, dar frumoși, pentru că avea tinerețea de partea lui. Am dormit pe unde puteam, mâncam pe unde puteam, întrebând pe fiecare unde dormi, unde se poate locui. Mulți au zis, vino cu noi. Ne-am urcat în autobuz, era atunci 105, și am coborât pe Casilina, undeva la... Era un restaurant, se chema La Roata, acum nu mai este, și toată lumea se îndrepta spre
un loc de dormit. Locul de dormit era Sfașul. Adică Sfașul ar fi parcul auto stricat. Problema e că stând acolo, pe proprietarii de la parc i-a deranjat un pic, pentru că se găseau dimineața cu oameni care dormeau în parcul lor, în mașinile lor, care trebuia să le dezmembreze, să le arunce, să... nu le convenea. Și atunci ce au făcut? Au chemat poliția și au încercat să ne alunge. Ma nu ziua sau seara, dimineața la ora 3, la 4, 5 dimineața, când încă românii noștri săraci dormeau, dar nu erau numai români. Am văzut și albanezi, am văzut și, știu eu, marochini erau foarte mulți, tunizini erau foarte mulți. Deci nu că erau numai români, dar majoritatea români. Și ne-au fugărit de câteva ori, dar nu aveam ce face, seara ne întorceam înapoi. Muncea de dimineața, dar și toată noaptea, pentru că își luase al doilea serviciu ca să facă față cheltuielilor, dar și pentru a pune un ban deoparte. Era istovit, dar a continuat până când, într-o dimineață, obosit fiind, nu a simțit că mașina care lua autoturismele dezmembrate să le ducă la compactat, a ridicat-o și pe cea în care dormea el. A fost un moment teribil pentru mine, pentru că dormeam profund, visam că ce a făcut mașina? Faptul că a venit cu macara, au prins-o de sus și ei nu s-au uitat că era o persoană în mașină. Scaunul era întins, mă. Am simțit că se mișcă mașina. M-am speriat, am sărit ca din... și am fugit pe câmp. Până am realizat ce se întâmplă... Deci, mașina era destinată... Era destinată să o bage la presă. Să o bage la presă. Un moment foarte... nu vreau să-mi aduc aminte. A fost curaj, a fost și disperare, desigur, dar a fost și îndrăzneala de a-și lua destinul în propriile mâini. Desigur, fiecare experiență a venit cu provocări, incertitudini, eșecuri, dar și cu lecții învățate. Și-a dat seama că așa nu mai poate continua, însă a avut șansa de a deveni ucenic la un mecanic din Roma. Am lăsat munca la brutărie și am început să-mi caut în domeniul meu. Deja începem să vorbesc, am mai făcut niște bănuți, aveam... cum să mă descurc, găsisem și o casă împreună cu alții români. Și da, discuția este, unde lucrai, ce făceai? Zic, uite, eu făceam tinichigiu auto la Brașov, să zic, o meserie așa care s-ar fi putut găsi aici, că nu era fabrică, la Roma nu sunt fabrici. Și mi-au indicat, du-te acolo că au nevoie. M-am dus acolo, m-au angajat. Am lucrat acolo o perioadă, am reușit să sistemez actele, faptul că făcând contract de muncă, mi-am făcut pensia ziua. Munca extrem de grea, intensă, l-au determinat să ia o decizie majoră, aceea de a începe o afacere pe pământ italian. În anul 2000 am decis să lucrez pe cont propriu. Și cum au evoluat lucrurile aici? Bă, la început destul de greu. Încet, încet am obținut autorizațiile. Noi, românii, mai greu la început, nu? Venim dintr-o țară totalitară. De proprietăți nu erau. Așa că proprietatea privată trebuie să o visezi, să o imaginezi, să o trăiești, că n-aveam experiența care ar fi trebuit să o avem. Am trecut prin multe greutăți, pierderi, dar noi românii suntem un pic mai... nu ne lăsăm bătuți așa ușor, cel puțin generația mea, îi văd mai combativ, mai caută soluții, nu se lasă. Cu multă muncă și determinare, a reușit ca să-și transforme visurile în realitate. Acum deține cel mai mare service auto românesc din capitala Italiei. Dar Eugen nu a fost singur. A avut oportunitatea să găsească oameni alături de care să pornească la drum. O echipă de tineri ambițioși și de încredere lucrează cu drag la autocaroțeria Mandanac. În acest service, toți angajații sunt români, cu excepția unuia singur, care este italian. Numele meu este Andrei Cristea, sunt din Piatra Neamț, sunt de 16 ani în Italia. Am venit în Italia la vârsta de 10 ani și acum am 21 de ani. Normal sunt montator de montator de caruțerie, dar mă acces și pe partea electronică a mașinilor, fiindcă totuși e un ambient care mi-a plăcut de mic, de când am făcut școala și îmi place mai mult. Dar
când am terminat școala nu mi-am găsit jobul de electrauto. Pregătesc mașini și vopsesc și lucidez. Am înțeles de la Eugen Mandanac că ești ajutorul lui de nădejde. Totuși sunt 7 ani de când muncim, deci cunosc un pic destul de bine activitatea. Păi, ulterior, lucrând, încep să le înveți un pic pe toate. Un pic la mecanic, un pic la caroserie, un pic partea electrică și ușor, ușor, dacă vrei să faci ceva, te acces, încep să le înveți, dacă vrei. Spune-mi cum este Eugen Mandanac ca om și ca șef, de fapt. Și ca șef. Pot să zic că sunt două persoane diferite. Deci și eu, totuși, oricine, cred că dacă intri în acest ambient, trebuie să faci cu un anumit simț de răspundere. Ce e în afara porții, e altceva. Ce este la muncă, e total diferit. Dar este o persoană cu foarte perseverentă. Adică nu-ți iese ceva, nu reușește să repare ceva. Eu sunt genul, băi, nu reușește, lase pe alții care se ocupă și știu exclusiv să facă anume acel job. El să nu, să țină, să facă, să se repare, totuși să ajungă la un anumit rezultat. Venind aici, am învățat de la el tot ce am învățat. Când am venit din România, nu făceam meseria asta. Șeful e o persoană foarte înțeleptoare, de treabă, dacă ai o problemă te ajută, niciodată nu zice nu. De o persoană de nota 10. Domnul Eugen este o persoană bună, ne ajută când avem nevoie. Ne sprijină. Părerea mea este o persoană extraordinară. Și ca șef, și ca om. Cunoscându-ne de 8 ani aproape, poți zici că oricum este o parte din familie, pentru că totuși petreci mai bine de jumătate de zi aici. Și dacă nu crezi armonia aia la, cum să zic, la muncă, nu vii primul, nu vii cu plăcere și în al doilea nu durezi. Lucrul într-un service auto începe dimineața și se termină seara târziu. Eroul nostru a făcut eforturi uriașe, a muncit enorm pentru a ajunge unde este astăzi. Atelierul său este foarte apreciat în zonă, iar clienții îi acordă încredere. Dincolo de profesionalism, cheia succesului constă în felul în care Eugen și-a însușit realitatea. A înțeles că, pentru a lupta cu prejudecățile, trebuie să fie de 2 ori mai bun decât ceilalți competitori de pe piață. Și a reușit. Prețurile, ca să faci concurență la italieni, trebuie să ai preț, calitate, ca să fii competitiv. Adică trebuie să faci același lucru, sau nu, să faci un lucru de înaltă calitate, la același preț sau mai puțin. Ca să zică, du-te la serviciul românesc. Chiar dacă o să am, să zic așa, origine italiană sau... Dar sunt un emigrant și copiii mei vor fi emigranți și cei care vin după noi să fie emigranți, o să se cheme mereu la serviciu la românul. Dar e mulțumit de serviciu care îl dai și tu încerci să-i dai serviciu de calitate, să angrenezi munca, adică să vină și ceilalți, și părinții, și frații, și colegii. Meseria de mecanic auto necesită răbdare și perseverență, atenție la detalii și multă pricepere. Trebuie să fii la zi cu tehnologia și cu noutățile, pentru că mașinile sunt într-o continuă evoluție. Fiecare mașină are un desen. Deci se repară în funcție de desen. Înțelegeți? Exact ca și în fabrică. Deci toate datele la mașinii, măsurile, deci mașina trebuie să iasă perfectă. Aparte estetica și structura, pentru că trebuie să dai o garanție la cel care conduce mașina, adică avem o mare răspundere din punctul ăsta de vedere. Eugen a reușit prin muncă, voință și tenacitate. A devenit din ce în ce mai bun și datorită împlinirilor din viața lui. Familia îi dă echilibru dintre viața profesională și cea personală. Fiul său, Remus, este un electronist talentat și ajută și el la atelier, dar în domeniul său. Mirela, soția lui, îi este alături atât acasă cât și la birou. Ea este cea care a preluat o parte dintre activitățile firmei. Am venit în tranzit, am zis că stau o perioadă, doar să-l ajut o perioadă, o lună, două, trei, îmi căutam de muncă și am rămas. Faptul că la noi majoritatea muncii sunt asigurările și accidentele de pe stradă, mă ocup de programări cu asigurările, programări cu clienții, ei mașinile, fac grafice de muncă, preventive, facturi,
și un minim de contabilitate. Dacă programul nu e foarte mult de muncă, cât sunt 10-12 ore în fiecare zi. Familia, prietenii, serviciul și pasiunile sale sunt stâlpi fundamentali a unei vieți frumos conturate. Motivația, determinarea, dorința de a reuși și, nu în ultimul rând, seriozitatea, hărnicia, cinstea, sunt întotdeauna răsplătite atât pe plan personal cât și pe cel profesional. Povestea de viață a lui Eugen Mandanac este o poveste în care, cu siguranță, se regăsesc mulți români plecați la muncă peste hotare, pentru că dau dovadă de responsabilitate, profesionalism și corectitudine, meritele lor sunt recunoscute și astfel sunt ajutați să își croiască în țara de adopție o viață demnă și onestă pentru ei și familiile lor. Gustul dulce acrișor al corcodușelor și limba natală nu se uită niciodată, chiar dacă ai plecat din țară în urmă cu 10 de ani. Puteți merge la oricare reuniune a unor foști liceeni, dintre care mulți sunt veniți din diaspora, și vă veți convinge că ei nu doar simt, ci își amintesc, râd și se bucură românește. Ne demonstrează Răzvan Petrișor. Nu-i vacanță de vară fără să vezi în curtea liceelor bucureștene reuniuni de foști elevi, adunați de prin toate colțurile lumii. E rândul promoției 300 a Colegiului Sfântul Sava, liceeni care au absolvit în 1979. Elita atunci, la majorat, elită și astăzi, dar mare parte cu serviciu și casă în țări adoptive de pe 5 continente. Și-au găsit acolo un bun rost, dar caută zi de zi și un rod românesc. Copacul ăsta era acum 30 de ani? Nu ții minte, sincer să spun. Sunt corcodușe, nu? Da, bineînțeles. Corcodușe. Nu se poate fără. La mine n-am unde sunt. Unde sunteți? În California, în Los Angeles area. Da. N-am. Și chiar dacă sunt de vânzare, n-au gustul ăsta ăla. Celor din România. La orice reuniune de absolvenți, după poza de grup, foștii liceeni se grupează în jurul meselor. România, țara de unde și-au luat zborul, unii înainte de 89, alții după mineriada din 1990, și limba natală sunt felurile principale din meniul conversațional. Tatăl tău a făcut medicină și a făcut construcții hidrotehnice. Da. Constructions. Hydro. Deci, făceam dams, baraje. Da. Înțelegi? La bază. Da. Și după am plecat în Franța. Am lucrat 5 ani în România, da. După am plecat în Franța. În Franța nu mai făcea nimeni baraje pentru că potențialul lor hidroenergetic era la 98%. Eu sunt centrală nucleară în Franța. Și am trecut la nuclear. Franța avea, în anii 90, 80% energie nucleară. Și am trecut la nuclear. Asta era, asta se cerea după aia. Și am lucrat pentru domeniul nuclear. Educație care a cuprins foarte multe domenii. In America? Nu. Educația pe care l-am primit-o noi. Cu istorie, geografie, psihologie, asta matematică bună, fizică bună, limba română, limbi străine. Ce numesc francez de angelier generalist. Deci o educație de bază generală care a permis să te poți adapta. Go to different places. Exact. Nu. Dar acum e acum este mai greu. Liniar. Da. Eu sunt austriac, dar inima mea bate pentru poporul român, pentru România, pentru tot ceea ce este românesc, pentru tot ceea ce va fi românesc. Am fost o generație extraordinară, am avut niște oameni extraordinari care, din păcate, nu au putut folosi aceste țări. Nu știu de ce această țară nu a vrut acești oameni. Unde ne-am dus am fost poate apreciați, ne-am strecurat, ne-am aranjat, ne-am făcut niște vieți, dar poate ar fi fost mai bine să fi lucrat pentru această țară, pentru acest popor. Nu am avut șansa, am pierdut-o. Dar de ce nu suportați căldura? E... Da, o suport, mi-e foarte bine. Vânt e mai bun, da. Vânt e mai bun.
Dar unde locuiți astăzi? Astăzi? Astăzi. În România? Nu, locuiesc în Alabama. Sweet home Alabama. Am înțeles. Deci clima de acolo e diferită față de România de aici. Este în cele mai răcoroase zile e ca aici. Ok. Deci ea stă la Paris, eu sunt în Mannheim. Și ea stă în Los Angeles. Los Angeles, Hollywood. Hello, nice to see you again. Perfect. Cum e? Când ați plecat din țară? 1984. Deci ea a plecat prima, ea a plecat în 1980. Te-ai dat de la Cardiff. Da, a fost un... Unica cetățean american, am plecat cu părinții în 80. Chiar pe februarie 29. Și am intrat în stat la 12 martie. Deci ne apropiem de 40 de ani. Ce este la română? Nu, română nu se uită. Nu se uită limba maternă. Niciodată. Exact. Și încrezut. Exact. Deci limba maternă nu se uită decât dacă ești nesimțit, încrezut și prost. Biblioteca Metropolitană București a lansat volumul 101 basme românești, povești născute din imaginația extraordinară a copiilor care nu au uitat de bibliotecă nici în vacanță. 101 basme românești este un proiect dedicat preadolescenților, mai exact imaginației și creativităților. În atenta coordonare a bibliotecarilor, basmele au fost scrise pe durata vacanței de vară în cadrul atelierelor de scriere și ilustrare creativă derulate de Biblioteca Metropolitană București și în paralel la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău. Un reportaj de Virginia Ghiță. Cu imaginație și talent, copiii au creat povești minunate. Elevii au învățat cum să scrie o poveste, cum să creeze texte și ilustrații, cum să se exprime liber și corect, beneficiind de suportul lecturilor tematice și de încurajarea bibliotecarilor. Acest proiect este unul minunat, este practic încununarea efortului colectiv al copiilor de aici din București, dar și de la Chișinău. Țin în mână antologia 101 basme românești. Aceste 101 basme românești marchează împlinirea 101 ani de la Marea Unire. Am încercat să dăm mâna peste Prut și în dreapta și în stânga Prutului, să creăm un spațiu cultural comun românesc și au participat în cadrul atelierelor de scriere creativă din această vară copii atât din București, de la Biblioteca Metropolitană București, în cadrul filialelor noastre, cât și copii de la Chișinău, din cadrul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Volumul a fost lansat în prezența autorilor și bibliotecarilor. Copiii au primit câte o carte și o diplomă care le atestă calitatea de mic scriitor. În cadrul antrenamentelor de scriere creativă, tinerii și-au dezvoltat capacitățile de a compune și au perfectat stilul scrierii, imaginația, contribuind astfel la stimularea gândirii flexibile, la descoperirea talentului de a improviza și de a-și aranja în ordine ideile. Prin organizarea atelierelor s-a lucrat la crearea basmelor, dar și la ilustrarea creativă, copiii fiind îndrumați și coordonați de scriitori. Participarea a fost frumoasă, am făcut mai multe întâlniri la bibliotecă, în care am scris, am desenat și mi s-a părut interactiv și foarte distractiv. Pentru mine această experiență a fost foarte distractivă și interesantă și educațională. M-am gândit la ce se făcea în trecut și am vrut să scriu ceva și am combinat trecutul și cu azi. Nu mi-a fost deloc greu, mi-a fost foarte ușor. Mie de obicei îmi vine foarte ușor să scriu poveștile. Îmi place foarte mult să scriu și m-am gândit, dacă tot s-a făcut această carte pentru 1 decembrie, să scriu și o poveste pe această temă. A fost povestea mea despre bunicul și doi frați care le povestea nepoților săi despre cât de frumos a fost în ziua de 1 decembrie, chiar acolo la Alba Iulia. Mi s-a părut destul de greu să scriu această poveste și mi-a luat mai multe zile și mai multe săptămâni. Și basmul meu în carte este Pasărea Magică. Despre ce ai scris? Am scris despre o pasăre, m-am inspirat din Spania, o pasăre care se chema, cum îi spuneam localnici de fapt, Cacaciu. O pasăre multicoloră
Și în basm este vorba de această pasăre care avea nevoie de niște materiale pentru cuibul ei. Și Diana s-a dus să le ia. Eu am scris despre talismanul magic și acolo erau două fete care au intrat într-o lume fermecată printr-un talisman. Povești magice precum Floarea Fericirii, Cangurul cel Viteaz, Povestea Perlei, Extraterestrul Dante, Povestea Albinelor Fermecate îi vor încânta pe micii cititori și îi vor duce într-o lume minunată. Dincolo de a vă face cunoscute activitățile și preocupările românilor din afara granițelor țării, încercăm să vă aducem în atenție și oameni care, indiferent de locul în care se află, contribuie prin ceea ce fac la crearea unei societăți mai bune pentru semenilor. Vorbim în minutele următoare cu doi oameni buni care schimbă legi, lansează aplicații, organizează evenimente caritabile și mai ales ajută sute de copii din mediul rural să beneficieze de tratamente stomatologice. În numele acestora le spun odată în plus, mersi fondatoarelor asociației cu același nume, Alina Țiplea și Daniela Staicu. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Ați făcut foarte multe de la ultima noastră întâlnire, dar mai întâi aș vrea să ne reamintim cum a început acest proiect. În 2012 se întâmpla să înființați Asociația Mersi, da. Charity Boutique. Da, în 2012 și la scurt timp, să zicem un an, cred că am început să schițăm proiectul Zâna Mersiluță. A început inițial ca un magazin caritabil, dacă nu mă înșel, proiectul vostru. Da, un magazin caritabil și ceainărie, puteai servi un ceai undeva în centrul vechi în București și încet, încet ne-am transformat în ce avem astăzi și anume două cabinete stomatologice mobile pentru tratamentul copiilor de la sate. Zâna Mersiluță a început ca un proiect pilot inițial, dar ce v-a motivat atunci să porniți acest proiect? Proiect pe care îl avem ne motivează nevoia, nevoie pe care am depistat-o de-a lungul timpului. Noi, colaborând cu Institutul Oncologic București, rezolvând diferite cazuri punctuale, am depistat și această nevoie, care de foarte multe ori este vitală, și copiii aveau nevoie de tratament stomatologic înainte de a începe curele de tratament sau înainte de a intra în operație și încercam să intermediem această transportul copilului de la spital la un cabinet stomatologic partener în București. Și apoi încet încet am depistat alte nevoi, ne-am dat seama că e destul de greu să deși e nevoie, este destul de greu să luăm copiii din mediul lor, din spital și să îi plimbăm prin București până în cabinetul stomatologic și atunci am zis să venim noi, să găsim o variantă de a aduce cabinetul către ei. Și așa a apărut această idee a cabinetelor stomatologice mobile. Da, în plus derulam o serie de proiecte pentru copiii de la sate în zona de educație, laboratoare de informatică, renovări punctuale și am regăsit aceeași nevoie și pentru copiii din mediul rural, unde, din nou, cum spunea Alina, era o nevoie foarte mare, dar efectiv foarte greu de ajuns la aceste cabinete care majoritatea funcționează la oraș, 87% și familii cu resurse puține. Și atunci, cumva, cele două nevoi s-au unit într-una singură și soluția unui cabinet mobil pe roți a fost cea care ne-am gândit că ar putea rezolva situația. Și nu v-ați oprit aici, ați reușit anul trecut chiar să creați legislație pentru funcționarea acestor cabinete. I-ați convins pe cei responsabili să reglementeze acest lucru. Cât de greu a fost? Cât de dificil a fost? Știu că ați avut argumente solide. A fost un proces lung, sau, mă rog, undeva la 14 luni ca să ajungem de la prima discuție, prima ușă la care am ciocănit până la publicarea în Monitorul Oficial. A fost complex pentru că a trebuit să apelăm și la oamenii normali să ne sprijine să semneze o petiție în numele copiilor de la sate, dar și la televiziune, care
de făcând reportaj despre proiectul nostru și, și nevoia unei legi ne-a ajutat să mutăm, să aducem în spațiu public problema și din fericire am găsit și suport la Ministerul Sănătății printr-un secretar de stat cu care am colaborat în toată această perioadă ca să iasă la lumină și în monitor oficial ordinul de ministru așa cum îl puteți găsi astăzi. Și inițiativa aceasta voastră a fost recunoscută de altfel și printr-o serie de premii. Ați luat premiul întâi la Gala Societății Civile, exact. De exemplu, anul trecut, da. În 2018. Premiul pe inovație în 2019, da. Dar care nu a venit din România. Am venit din Statele Unite. Suntem, asociația noastră este membra a unei asociații americane pe medicină mobilă. Acolo fenomenul fiind mai amplu și cabinetele mobile existând de aproximativ 30 de ani. Le-a plăcut ce am făcut în România, că am pornit de la zero și am creat un cadru legal și un loc, de un spațiu de discuție pentru acest subiect și am motivat poate și pe alții să facă și poate tot ca să ne motiveze sau să ne valideze ne-au acordat un premiu pe inovație. Chiar e recent, în luna septembrie. Și este foarte bine să vorbim despre aceste recunoașteri, pentru că sigur, îi putem motiva și pe alții să se implice și, de ce nu, îi putem motiva pe cei care ne privesc să vi se alăture, pentru că știu că aveți nevoie constant de, de sprijinul oamenilor, pentru că nu vreți să vă opriți aici, vreți să vă dezvoltați. Nu. Și dincolo de faptul că ați reușit să creați această lege, ați dezvoltat și o aplicație pe baza căreia să gestionați cabinetele mobile. Deocamdată este unul singur funcțional. Unul funcțional, cel de-al doilea este pregătit și el. Chiar mâine ne deplasăm să vedem că totul este în regulă și să-l aducem acasă aici. Și de la anul vrem să acționăm cu două cabinete mobile, deci să putem ajunge mai repede la cât mai mulți copii. Planul nostru fiind ca pe viitor să dezvoltăm o rețea de 8 regiuni de dezvoltare, 8 cabinete care să vină și să facă prevenție și tratament acolo unde este nevoie. Și rural. Prevenție, deci foarte important. Foarte, da. Da. Știu că statisticile nu sunt atractive pentru public cel puțin, dar cred că e important să ne spuneți ce ați reușit totuși să faceți în această perioadă cu un singur cabinet pentru a ne da seama de ce e important să există cât mai multe, câți copii ați reușit să tratați? Undeva peste 2200 de copii. Am fost în aproape 60 de sate, 12 județe și cred că e foarte important să menționăm că valoarea intervențiilor pe care le-am acordat în cabinetul stomatologic mobil depășesc 800 de mii de lei. Deci dacă acei copii ar fi mers într-un cabinet care are contract cu casa, ar fi costat statul român suma aceasta. Altfel, i-ar fi costat pe părinți într-un cabinet particular, ceea ce este imposibil. Pentru cei din mediul rural, cu siguranță. Și de două ori mai mult. Nu este un scenariu posibil ca părinții să se deplaseze cu ei la cel mai apropiat cabinet și să plătească pentru asta. Deci, mersul lucrurilor ar fi fost că probabil și-ar fi pierdut dinții pe care noi am reușit să-i salvăm, fie prin tratament, fie prin profilaxie. Da. Așa, cine suportă aceste costuri? În primul rând, susținătorii, sponsorii sunt companiile private, cel mai mare procent, după care urmează persoane fizice și a treia sursă suntem noi, prin atelierul nostru social de croitorie, Atelier Mersi. Oamenii corect își cumpără haine, pot face acest lucru în continuare, dar făcând și o faptă bună, intrăm pe site-ul atelierului nostru, pot comanda o haină cu un semnul por cu mine o faptă bună, iar profitul merge către proiectul despre care vorbim. Foarte frumos, a dezvoltat frumos și acest atelier, prin care nu doar faceți fapte bune, ci îndemnați pe oameni să poarte fapte bune și avem câteva exemple, chiar ținutele voastre. Foarte frumoase. De altfel, cum s-a dezvoltat atelierul? Ați reușit să atrageți susținători mai mulți în această perioadă?
Încercăm, da. Din păcate, timpul nu este petrecut pentru a promova atelierul, nu este atât de mare, pentru că, cel puțin pe vară, suntem, cred că, 80% din timp plecate. Și atunci atelierul este pe planul 2, dar e în creștere și avem doritori să poartă faptă bună și, bineînțeles, ne dorim să-l creștem mai mult. Să le spunem și unde pot sigur, găsi. Pot comanda online pe ateliermersi.ro. De curând am introdus și opțiunea de a livra în străinătate. Ne-am bucurat că produsele noastre sunt comandate și de străini care locuiesc în România, dar și de români care locuiesc în străinătate. Facem în așa fel încât oricine poate să și vrea să contribuie, plasează o comandă, livrăm oriunde, chiar și în America, și ajută ne ajută pe noi să ajungem împreună cu echipa de medici stomatologi voluntari la cât mai mulți copii. Da, cred că e foarte important să vorbim și despre medicii voluntari care vi s-au alăturat. Cum ați reușit să-i convingeți? Nu cred că i-am convins noi, ci datele. Își doresc foarte mult să schimbe, să facă un bine și atunci noi am fost pur și simplu modul de a-și îndeplini această dorință prin cabinetul mobil. Și-au petrecut până acum peste 8.000 de ore de voluntariat în cabinetul stomatologic. Ce frumos. Avem medici cu peste 200 de ore de voluntariat în cabinet, un singur medic, de exemplu. Foarte dedicați, foarte implicați și petrec cu noi o zi în sat, nu înseamnă 6 ore sau 8, cred că 6 lucrează un medic în mod normal în cabinet, înseamnă 10. Atâta cât este nevoie, exact, probabil. Exact, până la ultimul copil. Da. Le mulțumim o dată în plus în numele tuturor acestor copii și medicilor voluntari implicați în proiectul Zâna Merciluță. Spuneam că organizați și evenimente caritabile și vă pregătiți chiar acum de un asemenea eveniment. Da, este evenimentul nostru de iarnă, un concert pe care îl ținem de 5 ani, astea 5-a ediție, un concert tradițional de colinde, care este găzduit de Catedrala Sfântului Iosif, iar cei care fac fapta bună cu vocile lor sunt membrii corului Sound. Și sâmbăta aceasta de la 7:30 îi așteptăm pe cei care sunt în București să vină și să asculte colindele pe care ei le vor interpreta anul acesta. Pe această cale vrem să mulțumim atât corului cât și domnului dirijor Voicu Popescu, o persoană care tot extraordinară. Răspunde da, imediat, când și face să fie posibil acest concert de 5 ani deja. Într-adevăr, în corul Sound sunt foarte mulți oameni buni. Domnul da. Voicu Popescu este o persoană extraordinară și mai ales cântă nemaipomenit acest cor, așa că vă invităm, dacă aveți ocazia, să mergeți la acest concert care va avea loc la Catedrala Sfântului Iosif sâmbătă pe 14 decembrie. Vă mulțumim încă o dată, Daniela, Alina, pentru că ne-ați Merci. Vizitat și ați împărtășit cu noi ceea ce faceți. Știu că vă place foarte mult acțiunea și mai puțin să vorbiți despre ceea ce faceți, dar e important să știe toată lumea că există asemenea inițiative. Sperăm să reușiți să vă dezvoltați așa cum v-ați propus și să putem să vorbim despre cât mai mulți copii care au beneficiat de astfel de servicii și datorită vouă. Sigur. Mulțumim. Care este una dintre cele mai frumoase opere de artă? Un tablou inspirat dintr-o faptă reală în care artiștii uită de competiția lor de galerie și își dedică harul copiilor vulnerabili. Nu este imaginație, ci chiar s-a întâmplat în foaierul Teatrului Național din București, gazda expoziției Tablouri cu suflet. Răzvan Petrișor ne demonstrează că spiritul Crăciunului este autorul moral al artei de a fi umani.
Bine ați venit la Tablouri cu suflet, primul vernisaj creat pe anul acesta la Teatrul Național TNB, special pentru copiii cu dizabilități. În față avem binecunoscuta doamna Carmen Olteanu cu fantasticele desene despre păpuși și despre marionete, practic viața dânsă expusă în aceste tablouri minunate. Magda Ulurse cu minunatele prezentări pe care le face de fiecare dată și cu care ne-am obișnuit. Avem artă grafică a domnului Mircea Muntenescu, a regretatului Iurie Darie. Îl avem aici, este fantastic, este printre singurii actori care putea să deseneze cu amândouă mâinile odată. Centrele Kineto Bebe lucrează cu copii cu diagnostic atât ortopedic cât și neurologic, cu sindrom genetic. Știm că sunt anumite statistici care spun că 25% dintre copiii care se nasc au nevoie de recuperare pediatrică, atunci astfel de centre de recuperare au nevoie de sprijin și de suport. Expoziția de astăzi va conferi atât parte financiară din ceea ce s-a donat de către artiști, cât și din vânzarea tablourilor. O parte din bani vor reveni către Asociația Kineto Bebe. Ne-am strâns aici ca să facem, înainte de toate, o faptă bună, să oferim acum, dragi sărbători, cumva o speranță, o alinare, o frântură de bucurie copiilor care nu au avut atâta noroc în viață, poate ca noi. Ce v-a adus la acest eveniment? În primul rând că sunt unul din expozanți, în al doilea rând dragostea față de copii, pentru că întâmplător sunt și terapeut de 24 de ani și lucrez destul de mult cu copii, și în al doilea rând pentru că chiar vreau să pun și eu umărul la lucruri bune în țara aceasta. Și sunt autoarea acestor două lucruri și mai am de acolo pe undeva. Binecunoscuta doamnă Năluța Stăicuț. Dacă cineva este patriot în această țară, este Năluța Stăicuț. Recunoștibilă prin lucrările fantastice pe care le creează, toate țin de tradiționalul românesc. Sunt două sculpturi, asta este dintr-o serie destul de lungă de chipuri pe care le lucrez prin stratul de oțel, stratul de oțel pe care le merg pe foarte multe leiere. Aici am făcut, asta a fost realizată pentru Art Safari, o fel de replică, aș putea spune, după Cumințenia Pământului, arhicunoscută de maestru Brâncuș. Ce își propune această expoziție? Să ajute copiii aflați în dificultate. Acest simplu enunț arată cât de importantă poate fi fiecare lucrare expusă aici. Axiologia se suspendă în acest moment. Nu mai vorbim despre un artist cu autoritate mai mare, de unul cu autoritate mai mică, de unul mai valoros, de altul mai puțin valoros. Toți au aceeași valoare pentru că finalitatea este o finalitate umană, nu este una care ține de tipul acela de trăire ușor narcisiacă, departe de lumea individuală care are suferințe, care are impasuri, care are adversități. Avem o fătucă de 9 ani, a dorit să participe, este numai la vârsta de 9 ani, Ana Vlădeanu, în acrilic și în cuțit, lucrează foarte bine în cuțit. Doamna Coameșu cu superbele lucrări, la fel așezate aici, iar binecunoscutul artist pictorul de negru, cu ale sale picturi care pornesc de la 48.000 de euro. Lucrează în niște picturi speciale cu sticlă și cu tot felul de unelte pe care le tot aduce din America, de unde lucrează acolo. Eu ca artist am fixat un preț, e adevărat, contribuie și organizatorul la prețul meu cu un procent. Este foarte logic și normal ca înainte de Crăciun toată lumea să privească partea socială cât mai mult, să se implice în proiecte sociale. Ceea ce de fapt noi facem este a aduna o muncă dintr-un an întreg a artiștilor și a dărui pentru un următor an copiilor care au nevoie de acest lucru.
prin această expoziție ne-am alăturat și ne-am strâns toți artiștii pentru a realiza o expoziție de suflet, de aceea se numește și Tablouri cu suflet. Îmi doresc din tot sufletul ca de acum înainte toată lumea să vină să ne ajute și să putem să facem expoziții cât mai mari pe viitor. Asociația Vocea Noastră din Viena a organizat un frumos concert de colinde în localitatea austriacă Sos, iar corul studenților români creștini din Viena, sub bagheta dirijorului Ruben Doran, a concertat în prestigioasa sală vieneză care reunește în fiecare an sute de coruri din întreaga lume. Ne-a transmis Gabriela Bușdei, președinta organizației Vocea Noastră. Bucurie pentru noi să concertăm în primăria vieneză și mai ales pentru corul studenților români creștini din Viena. Ne bucurăm de o deschidere fenomenală din partea a doi artiști de renume internațional. Aurat Swarovska ca solistă a operei din Viena, apoi pianistul Cadmiel Boțac, iarăși cunoscut pe scenele internaționale. Este o mare bucurie că pot să concertez alături de acest cor, alături de dirijorul Ruben Doran. Suntem într-un loc atât de important și putem să cântăm piese colinde din repertoriul românesc. Darul nostru pentru Crăciun este tocmai Iisus Hristos. Vrem să ne bucurăm cu toți cei ce se bucură și să dăm slavă Domnului. Consider că e o oportunitate deosebită care ne-a rânduit Dumnezeu ca să putem să aducem un mesaj. Acest eveniment are ca scop să unească foarte multe țări și anul acesta sunt din peste 100 de țări în Viena care susțin concerte. Sărbătorim astăzi o premieră. Pentru prima dată are loc acest concert de colinde în localitatea Sos. Aceasta fiind prima dată când asociația Vocea Noastră organizează aceste concerte în sezonul de sărbători. Dumnezeu nu are toți, Dumnezeu are numai copii care provin direct din El, care și-au deschis inima și care au încheiat un legământ cu El. Acest eveniment este pentru localnici de aici, pentru prima oară când pot să asculte ceva în limba română. Un mare mulțumesc frumos primăriei Sos, în mod special doamnei primar, care de fiecare dată este cu inima mare pentru noi românii. De asemenea, vreau să mulțumesc în mod special doamnei consul Florentina Bălășoiu și mai ales ambasadei române din Viena. Ceea ce m-a impresionat, faptul că au venit de la Graz, au venit de la Viena, au venit din multe părți, nu numai cei din localitatea Sos. Dorim sărbători binecuvântate de aici din Baden, Gabi Bușdei, împreună cu soțul ei, Ghiță Bușdei, de la organizația Vocea Noastră. Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Academia di Romania la Roma, Asociația Insieme per Latos, ONLUS și Radio România organizează cea de-a patra ediție a concertului de Crăciun intitulat Tradiții prin ochi de copii. La eveniment, care va avea loc miercuri 18 decembrie, vor participa 7 coruri din diferite parohii ortodoxe și catolice. Prezentatorii acestui concert de Crăciun sunt 4 copii români născuți în Italia, care prin intermediul corurilor formate în bisericile românești, reușesc să descopere tradițiile familiilor lor. Evenimentul este susținut în calitate de partener media și de TVR Internațional.
Dragi români de pretutindeni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată le mulțumesc și partenerilor noștri de la Sense România pentru vestimentație. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră la A doua Românie. La revedere!